Aș vrea să spunem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. E frumoasă cântarea, e frumoasă poezia, e frumos cuvântul lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri pe noi, ca și oameni, ne prelucrează și ne pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Să știți că nu numai cuvântul lui Dumnezeu ne pregătește și îl pregătește de un om. Și cântarea, dacă am băgat de seamă, versurile cântărilor care s-au cântat, spune mult și ne învață mult. Apoi poezia este ceva care ne învață și ne apropie iarăși de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește într-o împrejurare unui proroc, prorocul Ieremia. Și spune Dumnezeu, scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acum, ca proroc, ce treabă ai fi avut în casa unui olar? Doar dacă te duci să cumperi vase, nu? Dar Dumnezeu l-a trimis acolo. Și a spus acolo, vei auzi și vei asculta cuvintele mele. Omul lui Dumnezeu a ascultat, s-a ridicat și s-a coborât în casa olarului. Probabil casa olarului era undeva în pământ, ca să fie mai umid, ca lucrul să stea la umiditate. S-a coborât acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, și l-a văzut pe olarul când pe roată. Roata aceea care se învârte, probabil, bineînțeles, o învârtea mecanic, cu pedale, cu ceva, și spune că avea o bucată de lut care încerca să facă din el un vas. Dar n-a reușit. N-a izbutit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că olarul a luat lutul și a făcut din el. Nu dă detalii în cuvântul lui Dumnezeu, dar probabil a luat olarul lutul acela, l-a frământat de câteva ori și l-a trântit pe roată. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a izbutit. Este un detaliu care nu trebuie ca să-l uităm. Cum se întâmplă cu lutul în mâna ăla. Nu era o excepție că n-a reușit. Era un obicei sau se întâmpla repetat foarte des ca să nu reușească olarul să facă din lut ceea ce voiește. Și spune apoi că olarul a făcut un vas după cum i-a plăcut lui. Și Dumnezeu îi transmite un mesaj lui Ieremia și îi spune așa, Ieremia. Cum este în lutul în mâna olarului? Nu sunteți voi, casa lui Israel, în mâinile mele tot așa. Am stat și am cugetat la cuvântul acesta. Un cuvânt care adeseori îl citim în cartea prorocilor și trecem cu vederea peste el. Trecem cu vederea ca și cum este o întâmplare care s-a întâmplat acum 700 de ani, 600 de ani și parcă nu mai este de actualitate. Dar aș vrea să vă spun ceva. Lutul acesta în mâna olarului. Și astăzi suntem noi în mâinile lui Dumnezeu. Și viața noastră, odată ce l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, viața noastră este o viață de prelucrare, în care Dumnezeu vrea să facă din noi ceea ce voiește. Și bineînțeles, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă o vasă curățește, Dumnezeu îl face vas de cinste. Și dacă aș pune întrebarea în adunare și aș întreba care dintre noi am vrea să fim un vas de ocară? Un vas în care să înțeleagă și tinerii, în care să pune lucruri mai murdare, să zic așa, sau să transportă nisip sau pietre.
nu prea îi dai mare importanță pe lângă casă. Îi dai cu piciorul îngăleat. Nu? E mai dăcar. Dar un vas pe care ai dat bani mulți și are multe picturi pe el și poate are și suflat cu aur ceva, îl protejezi și tare mult îl aranjezi pe-n vitrină să nu-l spargi. Ar vrea să vă spun un secret la care nu ne-am gândit poate niciodată. Sau poate cei mai mulți ne-am gândit. Vasul acesta se prelucrează aici pe pământ. Și de multe ori noi vrem ca strălucirea noastră să o avem aici pe pământ. Dar aș vrea să vă spun ceva. S-ar putea ca strălucirea vasului să fie în veșnicie dincolo. Pentru că prelucrarea vasului necesită multe tratamente. După ce ai dat forma care i-ai dat-o, îl pui să se usuce puțin și apoi îl trimiți unde? La pictat? Să duce drept în cuptor. Știți câte dintre ele iasă pe partea cealaltă întregi? Cam jumătate. Jumate dintre ele au fisuri. Și sunt luate și aruncate. Și apoi, după ce iasă de acolo, le pictează. Această strălucire și această pictură s-ar putea să fie în veșnicie. Și aici pe pământ, să fim un vas folositor, dar de multe ori în chinuri, în dureri, de multe ori în suferințe. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi, vă las pe dumneavoastră, vor fi prigoniți. În secolul 21 să fii prigonit, dar nu se poate. Dacă nu ești prigonit și dacă cei din jurul tău nu râd de tine, de mentalitatea ta, de concepțiile care ai, de viziunile care le ai, s-ar putea să fie o problemă. Se spunea în România că dacă nu știu nimeni în armată că ai fost copil, n-ai fost. Imposibil să nu se știe. Unde a fost în România, în armată, am avut 3 colegi care erau pocăiți. Unul dintre ei, după 28 de ani, m-am întâlnit când a venit grupul de la Detroit. Eu l-am uitat complet. A venit la mine, s-a uitat și a spus că tu n-ai fost cumva în armată acolo în perioada tutare. Și am zis, am fost. Nu ți aduce aminte de mine, nu mi-aduc aminte. Spunea, eu mi-aduc aminte de tine. Mi-a zis, ai încă memorie. Uite că eu nu am atât. N-am avut o relație prea apropiată cu el. Dar știu că era din adunare. Dragii mei frați și surori, strălucirea care s-o primim, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi pe meleagurile celelalte. Așa cum spunea fratele Ozan, după ce vom trece Iordanul, s-ar putea ca aici să nu-ți vadă nimeni strălucire. S-ar putea ca aici oameni din jurul tău și al meu să ne batjocorească și să ne spună că avem o mentalitate înapoiată. S-ar putea. Dar aș vrea să vă spun și să vă îndemn. Pe dumneavoastră și pe mine. Lăsați-vă și să ne lăsăm. Și să mă las împreună cu dumneavoastră prelucrați de marele olar care este Dumnezeu. Și în felul acesta, cum vrea El să ne facă? Așa să acceptăm. Amin? Dumnezeu să ne ajute și mie și dumneavoastră. Aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și în ultima vreme am vorbit despre înviere. Am vorbit mai mult. Așa cum spunea fratele Iosif, am fost la frații romi și ei au ținut
După o săptămână după noi au ținut, ca și în România, a ținut Paște. Am fost acolo la dumnealor, a avut și cina în aceea zi cu Paștele, apoi am fost duminica următoare și am ținut mai multe predici legate de învierea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea ca și în seara aceasta să învățăm câteva lucruri despre învierea Domnului Iisus Hristos. Ce schimbare a adus învierea Domnului Iisus Hristos? Știți, și atunci, în vremea aceea când Domnul Iisus Hristos a înviat, nu toți oamenii au crezut în învierea Domnului Iisus cum nici astăzi nu cred. Au fost oameni care și-au bătut joc de ucenici. Ucenicii însăși ei, noi de multe ori spunem, pentru că duminica trecută la frații romi am spus, hai să mergem după obicei, e duminica Toma. Dar spus să știți că Toma nu era mai necredincios decât ceilalți ucenici. Știți de ce? Ne spune cuvântul. El a cerut niște probe, Toma. Dar știți că ceilalți ucenici ce-au spus femeilor când a venit și a spus a înviat Domnul și l-am văzut. Știți ce a spus ucenicii ceilalți? Au crezut și au spus că le vorbește basme. Povești închipuite. Apoi ei au spus lui Toma, uite, noi l-am văzut pe Domnul. Și Toma ca și ei, nu? Mă, păi l-am văzut, dar nu l-am văzut. Și oamenii atunci, nici atunci, nu toți au crezut. Spuneam eu și data trecută, am trecut la Paște. Să știți că pe străzile Ierusalimului erau două curente care circulau așa atunci. Unul care a înviat Domnul Iisus Hristos și celălalt l-au furat ucenici, care spune cuvântul Domnului că până ziua de astăzi merge ideea aceasta. Dar, pentru cei care cred în învierea Domnului Iisus Hristos, întrebarea care se pune, ce schimbări mai a adus? Ce a schimbat? Aș vrea să vă spun ceva concret. Învierea Domnului Iisus Hristos a schimbat vremurile în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Și cei de la celelalte religii, să știți, să recunosc aceasta. Știți ce spunea un mare strateg și general? Nu știu dacă vorbea el cu aroganță sau credea. În secolul XVIII-lea, când englezii l-au prins pe Napoleon și l-au trimis pe insulele Saint-Hélène, după astea de aici unde e la Roma, undeva în sudul Oceanului Atlantic, cam la vreo 1600 de kilometri de sudul Africii de Sud, unde s-a interzis până anul trecut să intre ori și cine pe insula aceea. N-aveai voie să mergi acolo. Începând de anul trecut numai, să permite să se facă vizite organizate. Și acest Napoleon, care l-au prins englezii și cu încă 6 generali, l-a trimis acolo, timp de 4 ani, sau acolo după aia mult. Dar timp de 4 ani, cu încă 6 generali, el n-a avut mare lucru ce să facă acolo. Și la un moment dat, omul acesta întreabă pe generalii lui și spune, auzi, spuneți-mi ceva despre Iisus. Povestiți-mi ceva despre Iisus. Și ei au spus, domnule general, am fost prea ocupați cu armata Franței ca să ne mai interesăm și de personajul ăsta. Și nu știi mare lucru. Și omul acesta spune, dacă voi nu știți, am să vă spun eu ceva despre el. Spune, de fiecare dată și totdeauna, un împărat și un domnitor își adună onoriașii sau cei care țin cu el sau cei care îl aplaudă în timpul vieții lui și după ce moare, de cele mai multe ori văd numai greșelii. Spune de acest Iisus și-a adunat cei mai mulți oameni și adepți după ce a murit. Acum nu știu dacă el credea și în viere.
Și nu știu dacă știa că, de fapt, Domnul Iisus a înviat, a murit, dar și înviat. Dar ce este interesant, că omul acesta a observat și a citit din istorie că, într-adevăr, după moartea Domnului Iisus Hristos, mai mulți oameni au venit la, și-au aderat la această credință decât au aderat în timp ce Domnul Iisus Hristos era în viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin Apostolul Pavel în seara aceasta și le spune celor din Colos, Coloseni, și spune așa, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Iată că acest Iisus Hristos înviat din morți nu este un bas, nu este o glumă. El șa de la dreapta lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Și încă un lucru foarte important, indiferent dacă credem sau nu credem, indiferent dacă societatea în vremurile noastre crede și aprobă această realitate, aș vrea să vă spun cu toată fermitate că Domnul Iisus Hristos este și astăzi la dreapta lui Dumnezeu și noi îl lăudăm și credem în învierea lui. Amin? Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus. Să pune aici o întrebare. Și să referă aici Apostolul Pavel la, la cei din Colose, la biserică, și le spune, dacă deci ați înviat, cei care ați înviat împreună cu Hristos. Oare cum vine lucrul ăsta să învieze împreună cu Hristos? Ca să înviezi, trebuie să mori întâi, nu? Că dacă nu mai ai cum să înviezi. Domnul Iisus Hristos, ca să învieze, a murit. Că apoi a treia zi, după Scripturi, a înviat. Aici nu vorbește de o moarte fizică. Aici nu vorbește de cineva care a fost la mormântare și după aia s-a dat colac. Nu. Vorbește de lucruri spirituale. Am să mă folosesc din cuvântul lui Dumnezeu care ne spune despre aceste lucruri. În Cartea Romanilor, capitolul 6, o să citesc cu versetul 4, 5 și 6. Noi, deci, prin botez în moartea Lui, am fost îngropați, să luăm aminte ce spune cuvântul, împreună cu El, deci cu Domnul Iisus, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, cu Domnul Iisus, printr-o moarte asemănătoare a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi, versetul 6, a fost răstignit împreună cu El, cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui și așa, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Amin. Deci, frați și surori, prin moartea Domnului Iisus Hristos a murit și noi prin această moarte. Și cei care au crezut și am crezut noi, pentru că Apostolul Pavel spune aici celor din Colose, cei care ați înviat împreună cu Hristos, se referă la cei care au crezut, au crezut în Domnul Iisus Hristos. Ei, noi prin această înviere a Domnului Iisus Hristos și prin credința învierea Lui, am înviat și noi. Și odată ce am înviat prin Domnul Iisus Hristos, suntem niște oameni noi. Se spune că prin educație, și am spus nu de multe, după lună în urmă, prin educația omului îi schimb purtarea. Îi schimb caracterul, îi schimb puțin atitudinile, îi schimb oarecum gesturile. Nu? Dacă luați pe cineva care are o școală, mai multă școală, mai înaltă, parcă e mai educat, vorbește altcumva de cineva care s-a limitat până la un anumit nivel sau nu a avut posibilitate, cum au fost părinții noștri.
și vorbești parcă altcumva în unele, în unele domenii. Dar se spune că natura omului nu o poți schimba. O schimbă cineva natura omului? Păi și cel care cerșește undeva că n-are un ban să mănânce și nu vreau să le dau detalii mai mult. Și cel care s-a dus la cea mai prestigioasă universitate care dumneavoastră voi închipuiți au aceeași natură. Știți care este natura lor? Păcătoasă. Și ai să fii surprins că același păcat și cel care trăiește o viață mai de jos și cel care se plimbă din mașină de lux în mașină de lux și niciodată nu vezi nici în metro, nici în autobuz și nicăieri și nu în jeturi private, pot să săvârșească același păcat. Și sunt ispitiți de aceleași lucruri și la același nivel. De ce? Pentru că unul are anumită școală, celălalt altă școală. Dar natura omului păcătoasă rămâne aceeași. Rămâne aceeași. Am încercat să-mi imaginez atunci când Dumnezeu i-a dat afară pe Adam și pe Eva din grădina Edenului. I-a dat afară de la fața lui Dumnezeu pentru că era păcat în ei, neascultare și nu se putea să mai rămână în prezența lui Dumnezeu la nivelul la care era înainte. Și eu am încercat să-mi imaginez plânsul lor, regretul lor și amărăciunea lor să fie dați afară de la fața lui, din fața lui Dumnezeu. Dar știți ce s-a întâmplat? Era ireversibil. Nu mai puteau să se întoarcă înapoi. Pentru că păcatul era deja săvârșit. Ei, Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin moartea Lui, prin suferințele Lui, prin învierea Lui, ne-a dus din nou în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să-mi asum toată responsabilitatea cuvintelor care le spun. Dar niciodată, niciodată, nu s-a putut să ne mai aducă la starea la care era omul înainte. Niciodată. Știți de ce? Pentru că în trupul nostru a intrat o natură păcătoasă. Și dacă te uiți și în zilele noastre, măcar că-L cunoaștem pe Dumnezeu de ani de zile, măcar că am trăit de mici într-o biserică creștină, măcar că ne-au dus de mici părinții la adunare, măcar că avem 50 și 60 de ani, veți vedea că de multe ori cădem la multe examene. Și de cele mai multe ori la examene mici care credem că le tragem cu brio. De ce? Pentru că natura noastră rămâne tot păcătoasă. Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos El mi-a adus în prezența lui Dumnezeu. Și repet, nu la același nivel la care era Adam și Eva înainte. Dar prin jertfa Lui s-a putut mântuirea sufletelor noastre și spune cuvântul lui Dumnezeu că și prin harul lui Dumnezeu sunteți mântuiți, de aceea noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin? Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Aș vrea aici să facem un popas, deși timpul se scurte. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Haideți să facem o separare. Care sunt lucrurile de pe pământ? Să le punem în stânga. Și care sunt lucrurile de sus? Pentru că se pare că nu este prea clar. În rugăciunile noastre spuneam într-o marțe, cred că acum vreo 2 sau 3 săptămâni, la rugăciune, în rugăciunile noastre noi cerem 2 categorii de lucruri înaintea lui Dumnezeu. Sau, să-mi reformulez mai bine răspuns. Cel puțin 2 mari categorii cu care venim înaintea lui Dumnezeu. 1. Prezentăm neajunsurile noastre pământești de aici. Și aici, ăsta e un sac mare și plin totdeauna. Și cerem lui Dumnezeu
Multe și multe și multe și multe, că doar hamarele lui sunt pline. Și un adevăr. Și nu este rău să cere. Și cere multe, 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 dar toate lucrurile acestea care le cerem sunt cele mai multe dintre ele sau din categoria aceasta, sunt pentru folosul nostru unde? Aici pe pământ. Aici pe pământ. Și o parte dintre ele care, hai să o spunem, să o spunem 30% sau 20% sau 10%. Gândiți-vă dumneavoastră fiecare cam cât. O cerem pentru suflet, care nu are nimic de a face cu stare pe pământ. Drepti sau nu? Ei, cele care în sacul ăla mare, ăla sunt pentru pământ. Care vine vremea, care noi nu vrem să le părăsim, că vrem să le strângem. Nu așa cum spuneam eu când eram mic, și maică mea ne cânta cântări și ne învăța mult despre venirea Domnului Iisus. Și eu îi spuneam la maică mea, este acordionul pe dulap și îl iau. Așa credeam, eram copil, cred că 6-7 ani, dar așa de concret credeam în venirea Domnului Iisus Hristos și așa ne povestea maică mea cu patos și cu o râvnă și cu o convingere, știți cum, totală și desăvârșită, că eu de multe ori mă culcam și ziceam dimineața, nu mă duc la școală, că dimineața eu sunt în cer. Dar ziceam, iau și acordionul. Măcar că nu știam cânta. Măcar că nu știam cânta, dar ziceam, îl iau și cântăm în cer cu el. Mă înțelegeți dumneavoastră? Și în privegia noastră pe acest pământ, de multe ori suntem tentați să ne lipim la lucrurile acestea. Și Pavel Apostolul a văzut și știți de ce a văzut. Nu că îi blamează pe cei din Colos și spune, mă, voi sunteți pământeni, lumești, firești. Nu! Pavel Apostolul a văzut această neputință și dorință și el. A văzut că atâta timp este în trup și în altă parte spune că vreau să fac binele și vreau să fac binele și ia ca ce fac. Cum ar veni? Rău stă, zice, stă lipit de mine. Stă lipit de mine. Și el spune aici să te gândim la cele de sus. Cu alte cuvinte, să nu vă puneți nădejde acestea de pe pământ. Să nu vă cheltuiți prea multă energie. Dar noi o facem. Și nu o spun ca o critică. O spun ca o concluzie. O spun ca așa o concluzie. Noi o facem. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să știm să separăm neghina de grâu. Apoi spune, gândiți-vă la cele de sus. De aici să pune o întrebare. Care sunt cele de sus? Care sunt cele de sus? În primul veac, ucenicii au avut contact cu Domnul Iisus Hristos. Până acolo, că Toma a vrut să pună mâna. A vrut să atingă. Apoi, aș vrea să vă spun ceva. Odată ce a atins Toma, vă spun ceva, că nici indienii din India unde a murit Toma, nu l-a oprit pe Toma. Așa de convins a fost Toma, că ceea ce a promis Domnul Iisus este adevărat. Și că dacă Domnul Iisus i-a spus, ferice de tine, Toma, că ai crezut. I-a spus așa? Fraților, nu i-a spus așa. Știți ce a spus lui Toma? Tu ai văzut și ai crezut. Păi pentru tine a fost simplu, că ai pus mâna. Tu ai cerut și probe. Dar ferice va fi. Și este ferice de cei care nu au văzut sau care nu văd și cred. Știți care sunt aceia? Ați vrea să fim noi acolo? Suntem printre ei, dragii mei. Suntem printre ei. Suntem printre ei, printre Sfinții lui Dumnezeu, care ne-a chemat la Sfânta Pocăință și ne-a chemat ca să acceptăm și ca să credem în promisiunile Domnului Iisus Hristos. Dar câte le avem? De ce să vă gândiți la cele de sus? M-am tot gândit și mi-am tot frământat mintea, Doamne, dar câte știm noi din ce este de sus? Apostolul Pavel vorbește într-un împrejurare și spune, cunosc un om Hristos, care a fost răpit.
Știți dumneavoastră textul acela. Și spune el, dacă a fost răpit în trupul, nu știu, dacă a fost așa, nu știu. Ceea ce știu, spunea el, că lucrurile, deci a fost răpit, omul acesta a fost rupat. Probabil Dumnezeu l-a răpit în Duhul ca să-i arate lucrurile care îl așteaptă. Ca să-l întărească, să-i ridice credință. Dar Pavel Apostolul spune așa. Lucrurile care le-am văzut acolo nu sunt îngăduite unui om să le spună și la mintea omului nu s-au ridicat. Cu alte cuvinte, nici nu avem noi în vocabularul nostru să vă spun și să ne explicăm ce este acolo. Pentru că nu este la, nu se ridică la mintea noastră. Imaginația minții noastre nu poate să se ridice la nivelul să priceapă ce este acolo. Dar Pavel Apostol aici spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Și revin iar. Și atunci cum să ne gândim? Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, mă duc ca să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde mă duc eu, să fiți și voi cu mine. În alta parte, Apostolul Pavel spune, în cartea Corintenilor, acum vedem un tip întunecos, spunea el. Întunecos. Vedem ca prin ceas. Dar spune acolo, mai departe, dar atunci vom cunoaște în față în față, pe deplin. Așa vom cunoaște lucrurile acolo. Nu sunt detalii multe în Scriptură ca să vă aducem să vă spunem cum sunt acolo. Găsim în cartea Apocalipsei niște lucruri. Dar aici trăind în trupul acesta pe pământ, hărțuit de lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel, voi gândiți-vă la alea, ca nu cumva, nu cumva, ăstelalte să vă copleșească. Aș vrea să mai împărtășesc cu dumneavoastră un gând. Știți cum să ne gândim la lucrurile cele de sus? Este simplu. În primul rând să credem în promisiunea Domnului Iisus Hristos, fără prea multe detalii. Pentru că și dacă ne-ar fi dat multe, 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 multe detalii, tot n-ar fi priceput. Tot n-ar fi priceput. Pentru că suntem limitați. Dar știți cum să ne gândim la lucrurile de sus? Printr-o viață trăită în neprihănire. Când trăiești o viață în neprihănire, atunci Hristos este noi. Duhul lui Dumnezeu este noi. Atunci bucuria, o fărmitură din bucuria care este în cerul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nu este nici băutură. Dar ce este atunci? Ce este? În primul rând este pace. Este pace. Este neprihănire și este bucurie în Duhul Sfânt. Gândindu-ne la lucrurile de sus, aș vrea în primul rând să trăim în pace. În pace. Dar nu în pace așa omenească. În pacea lui Hristos, care spune cuvântul lui Dumnezeu că trece orice pricep. Și să spune aici, această pace care Domnul Iisus Hristos le-a adus-o ucenicilor și a spus pace vouă. Să știți că nu se limita numai la simplu salut, că le-a spus pace vouă. Și de acolo am învățat și noi. Și spunem pacea Domnului. Probabil. Nu s-a limitat numai la aceasta. Nu. Pacea aceea, știți de unde merge? Este că Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a făcut pace între noi și Dumnezeu. Noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a făcut pace. Apoi, ce mai este? Neprihănire? Aș vrea să îndemn biserica să trăiască neprihănire. Gândindu-ne la lucrurile de sus, este ca să trăim în neprihănire. Când trăiești în neprihănire, un om care trăiește în neprihănire, să desprinde de lucrurile de jos. Și nu se gândește la lucrurile de jos. Știm ce înseamnă cuvântul neprihănire? Să fii despărțit de păcat. Să n-ai nimic de a face cu păcat.
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, știți ce ne spune? Că noi suntem morți. Dacă mergem mai jos, zice așa. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Poate să contrazic două lucruri, dar nu se contrazic. În primul verset spune ați înviat și în versetul al treilea spune ați murit. Am înviat cu Hristos pentru viața nouă. Dar atunci cum am murit? Știți cum am murit? Față de păcat. Și cine a murit față de păcat? Acela trăiește o viață nouă. În încheiere aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră un tablou. Să vă spun cum înțeleg eu viața unui om care a murit față de păcat și a înviat cu Hristos și este în Dumnezeu. Imaginați-vă un om care te duci pe acolo prin centru și îl vezi că caută prin tomberani. Caută să mănânci. Trăiește la un nivel la care trăiești. Gândiți-vă că într-o zi vine un om. Vine un om mare, un om bogat și îl răscumpără de acolo. Îl scoate de acolo. Îl curățește, îi pune o haină nouă. Și îl duce la el în casă și îl face un om cu cinste. Un om cu respect. Îl trimite la școală și îl face un om respectat în societate. Omul acesta poartă o haină mai luxoasă ca așa mea. Îi pune o cravată, îi pune o cămașă. Gândiți-vă că într-o bună zi pe omul acesta îl vedeți cu hainele acestea, la același tomberon care acum 2 ani de zile, de unde a fost luat, îl vedeți că fuiază înapoi acolo. Ce ziceți dumneavoastră? Vi se pare ceva normal? Nu. Nu. A văzut vreodată vreun om elegant coborându-se dintr-o mașină frumoasă, dintr-o mașină scumpă, cu haine scumpe și sclipitoare. Să fie până la jumate băgat într-un tomberon să caute de mâncare, ați văzut? Și ca oameni spune, nu este normal. Ei, așa este, sunt oamenii, suntem noi care ne-a răscumpărat Hristos. Și ne cheamă să trăim o viață nouă. Noi nu mai avem, nu mai suntem, noi suntem morți față de păcați și vii pentru Hristos. Noi nu ne putem întoarce înapoi. Nu ne putem întoarce înapoi la lucrurile care le-am făcut înainte. Nu ne putem lega de ele, noi trebuie să trăim. Să ne gândim la cele de sus. Ce s-ar întâmpla dacă un astfel de om ar face astfel de lucru? Ar veni stăpânul și cred că l-ar lua de gură și l-ar pune la punct. Dragii mei, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 3 că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Omul cel vechi s-a dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În ultimul verset, verset spune aici, când se va arăta Hristos, viața voastră atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Știți cum vine asta? Când va veni Domnul Iisus Hristos. Când va veni Domnul Iisus Hristos. În 1 Ioan, cred că capitolul 2, nu sunt sigur exact, vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu și spune că noi vom fi ca și El. Ca și Domnul Iisus Hristos. Dar știți în ce condiții? Dacă ne gândim la lucrurile de sus și ne desprindem de astea de jos. Mesajul meu în seara aceasta este că odată ce am înviat împreună cu Hristos, viața noastră s-a schimbat. Viața noastră a luat o direcție diferită. Ce s-a schimbat în viața ucenicilor? Dacă până atunci nu l-a înțeles bine pe Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă spun, cu siguranță, după aceea, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, l-au înțeles bine pe Domnul Iisus Hristos. Și s-a schimbat total viața lor. Total. Toți ucenici, sau cel puțin majoritatea dintre ei, s-au împrăștiat. Cred că numai Petru a rămas la Ierusalim și a fost acolo, cred că, conducătorul bisericii. Dar în rest, toți ucenici s-au dus și au propovăduit Evanghelia așa cum i-a spus Domnul Iisus Hristos. Nu i-a mai apucat frica,
Nu s-au mai gândit ce vor mânca, ce vor purta, viața lor s-a schimbat. Cred că este vremea. Dacă până aici ne-am gândit mult la lucrurile de pe pământ, ar vrea să vă spun ceva. Haideți să ne desprindem de ele. Haideți să ne desprindem de ele și să ne gândim la lucrurile de sus. Și știți de ce? Pentru că lucrurile de sus sunt veșnice. Și cele lucrurile de sus sunt mai aproape de noi decât cele de pe pământ. Ăsta de pe pământ nu sunt ale noastre. Să nu ne înșelăm, dragii mei, nu sunt ale noastre. Și dacă le ținem în brațe așa de mult, știți ce se va întâmpla într-o zi? Ne vor lăsa ele pe noi, dacă noi nu vrem să le lăsăm pe ele. Ne vor lăsa ele pe noi. Dacă țin mult de o mașină, într-o zi vine unul și o face praf. Dacă tu nu ai vrut să-i desprinzi, ea tot desprinzi altul. Dacă te prinzi de o casă, ar vrea să vă spun, le folosim pentru că avem nevoie de ele. Dar să nu ne legăm inima de ele. Să ne legăm inima de cer. Pentru că acolo este țara noastră. Măcar că am venit în țara aceasta, am fost bucuroși. Și suntem bucuroși pentru că trăim binecuvântați. Dar vrea să vă spun că cetățenia noastră nu este aici. Nu este aici. Celui mai bun cetățean din Canada, într-o bună zi, o să părăsească meleagurile acestea. Și fiecare se va duce în locul care l-a pregătit. Mă rog lui Dumnezeu, la încheiere, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea la care am fost chemați. Și în ziua aceea să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Amin. Amin. O să închei o singură frază. Când Hristos este prezent în gândurile noastre, atunci este vizibil în faptele noastre. Amin. Haideți să ridicăm cu toți în picioare și ar vrea să facem o rugăciune prin care să încălțăm cu toți în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat și vreau să ne rugăm în mod special pentru fratele Dorin Bor, care va pleca din mijlocul nostru și va călători, ca Domnul Dumnezeu să-L însoțească în călătoria care o face și să fie acolo unde a pus pe inimă să te bucă. Să ne rugăm cu toții.